Antonia a început zilele trecute tot la capricii să povestească un episod mai puțin plăcut din viața ei, dar spunea atunci doamna Paula că va fi timp să detalieze și iată că acum s-a dat un material cu povestea dintre Antonia și fostul ei iubit mai pe larg. Spunea că au fost împreună, nu a dat semne că ar fi un bărbat agresiv, dar era foarte posesiv și la un moment dat a lovit-o ei s-au despărțit, apoi s-au împăcat, s-a întâmplat din nou asta la o perioadă de timp să o lovească, din nou s-au despărțit și atunci a aflat că era de fapt însărcinată și s-au împăcat din nou pentru acest lucru, că ea urma să aibă un copil cu el. În schimb, spunea tot Antonia că se purta foarte urâtă cu ea, de parcă ar fi avut ciumă, nu stătea lângă ea, pleca de acasă, în condițiile în care ei vorbeau Destul de des de copii, și chiar întreba fostul iubit când o să facă unul. Din nou a fost un episod violent, și atunci spunea Antonia că s-a închis în dormitor și a sunat la poliție. Nu a depus nicio plângere, doar a vrut să iasă din casă pentru a nu mai fi abuzată fizic.